cadouri scumpe și o mulțime de cadouri ieftine, puse în perechi scump cu ieftin. Și noi de fiecare dată o să facem piatră, foarfecă, hârtie, iar câștigătorul va alege care cadou. Dar în cele mici poate să fie ceva scump și în cele mari poate să fie ceva ieftin. Este totul un joc de noroc. Și la final ne vom da și cadourile de Crăciun unul altuia, deci stați până la final. Și acum să înceapă petrecerea. Ce luăm prima dată? Alege tu. Let's go. Deci sunt ușoare rău amândouă. Aici nu știu ce să zic, aici apare o carte și aici apare o cutie goală. Slash, 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 dă-i. Ia mă, mai bătut, alegeți. Eu zic că asta e tare rău. Vreau și o cutie. Vrei cutia, a? Dacă ești mai norocoasă, ești mai norocoasă. Eu am primit super copiat și colorat cum iau unel. Cam ca mea aici ce trebuie. Ia. Kindle! E de la gen tabletă de aia pe care citești bebe? Mă, dar așa micuție! Păi da, cât voi ai bebe să fie televizor? Ecran, că eu și așa cu dioptriile mele nu văd. Uite, de cât mi-au unel, eu zic că să zic mersi, băi. A, e și mai mică. E și mai mică. E ca micuț. Când deschizi telefonul, e cât tare rău telefonul asta. Da, e cât telefonul meu. Stați că acum încep să-l configurez, nu-i bine. Hai să-l las jos. Aruncă-l și tu, dă-i cu el. Yay, după aia luăm astea, ia. Aici cred că avem o bomboană mare și aici nu știu, doamne iartă-mă ei. Haideți, ready? Da. 3, 2, 1 și 3, 2, 1 și 3, 2, 1 și. Păi dar nu se poate așa ceva, bebe, dacă mă, eu mă duc plec. Ia, alege. Vrei bomboana sau vrei? Vreau asta. Stai că mie îmi face ful-ful ceva aici și nu prea înțeleg ce. Ring for a kiss. Păi da, ce nu merge? E minciună asta, nu știu de ce l-am primit. Să e nu minciună. Faci abuz de el. Dar ce e ăsta? Dina Scan Professional Radio. Ah, walkie-talkie. Eu mă duc sus, mă joc, tu citești aici și vorbim cu un walkie-talkie. O, vorbim cu o dată? Mamă, sunt patru, frate, vorbim cu toții. 10, 10, auzi. 20, 20. Vulturi plăpând jos, filmează. Nu știi că e cu numele. Ai uitat să spui terminat. Sunt terminat? Mă faci am terminat pe aici. Ai terminat interacțiunea. Da, poate o să-l folosim vreodată, știți cum e, mergem mai în departe. Aventuri. Vreau. Bebe, avem așa, ăsta albastru care pare ceva plăpând așa. Vezi să nu se rupă asta. Și aici, și aici cred că e un telefon nou. Sau un parfum. Cutia. Pare un suport de ceva. Dă-i, 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 dă-i. Mai e Fenta acolo milisecunda că... 3, 2, 1 și... Bă! Se poate așa ceva, incredibil. Vă dați seama, nu? CH3446, ce e ăsta, nume de cod? Bebe, dar tu ai stins acolo aia? E acolo ceva. Hai, wow, are ce-o fi acolo? Doamne, iartă-mă să pun asta. Mamă, dar m-am uitat deja de 7 ori. Ți-ai pus-o? Ok. Wow! Băi, nu e șmecherul rău? Mamă, dar foarte tare, gen. Aș zice, ești că sunt ochelari sigur. Nu, eu eram. Mam, ia, dar da, chiar tu ai ochelari, sunt de soare? Nu, 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 sunt de vedere. Bă, dar ce șmecher ești, bă. Stai bine. Dar cum se face că tu ai luat toate cadourile scumpe? Ce, doamne iartă, mă mai luăm din toate astea, că mai avem și îmi place. Let's go. Nu, asta e diferență prea mare între ele, nu-mi place. Hai că-l pun la loc, îl luăm mai departe, dar eu cred că e ceva șmecher acolo. Mamă, ăsta e greu, mâncați ce e. O bomboană și o ciocolată. În dimensiuni foarte mamă, mari. Dar care... Nu e, nu e cu ful-ful. Haide. 3, 2, 1 și... Nu se poate. Ce fac? Păi ce poți să faci? Doar noi luăm bomboană. E foarte greu. Ba, da. Care e greu, rău? Primul semn asta? Prea e forță, primul semn. Ce, doamne iartă, măi, asta mâncați ăsta. Uitați așa, că mie îmi place aia, înseamnă că... Bebe, ce e asta, mă, iubirea mea? E costum de la dintr-unul. Fii atentă, show. Fii tu atent, show. Naaa. Se poate. Câte ai, mă? Bă, câte haine are, este-ți nebun la cap? Astea sunt haine de la un brand care mie îmi place foarte, 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 foarte mult. Da, ia arată-ne ce haine. Până atunci eu am o treabă. Asta este un top. Și vreți să vă arăt repede și pantalonii de la el? Bebe, nu știu cum să zic, dar... Stați așa. Roar. Roar. Când nu mă vede nimeni, e tare, gen. Alege următoarea. Păi pe asta, că tot n-am pus-o. Ia, ha. Nu e nimic aici. Garantez că n-are cum. Că e și ceva mic, dacă e și gol, e țeapă de aia nasoală. Nu are cum. Eu cred că e doar hârtie făcută așa, jur. 3, 2, 1. Nu se poate, bebe. Ești conștient că nu o să iau asta niciodată. Deci avem spectatori aici, nu le vine să creadă nici lor, frate. Odată merge și mie bine la vlogul ăsta. Deci îmi vine să iau ăsta, să arunc. Haide, haide. Uite, e carton.
Nu pot să cred așa ceva. Deci cineva, ăștia sunt ochelari 3D. De când eram eu la școală, gen în clasa 3-a, vă știți, nebun la cap. Uitați-vă ce a primit. Vezi bine cu ochelarii la 3D? Ce scrie? Xbox? PlayStation, mâncați-și gura ta. PlayStation VR, gen. Și eu am primit ochelari 3D. Dar nici măcar nu sunt ăia de ți dă la cinema. Gen, uite, sunt ăia vechi rău, gen prima ediție. Cât noroc poți să ai azi. Dar nici mie, dar nu mai, nu-l mai cubi, nu-l mai... Înțeles că tu ești ca în șmecheră, ți-am luat calculator, care e mai șmecher decât al meu. Ia uite. Ce e? Calculator, mă, nou. Al tău. Al meu? Vezi că e mai bun decât al meu. Nu. De unde și roz? N-avem roz. Ai VR mai șmecher decât al meu? Și doamne iartă-mă, mi se întâmplă. Tu ai deja ochelari VR. Așa este, dar nu sunt d-ăștia. Ăștia sunt cei mai noi, gen. Bun, am avut și ochelari, bebe. S-au dus ochelari ăștia, doamne iartă-mă, am călcat pe ei din greșeală. Și voi vă dați seama că n-am deschis cutiile astea mari și nebun la cap și încă nu ne-am dat cadourile. Încă nu, da. Ce mi-ai luat, măi, al? Secret, discret. Ne iubim cum vezi numai în filme. Hai mă, nu trebuie să mă buc de fiecare dată, gata. Ia, dă curiozitate acum dacă e să nu fie, ia. 3, 2, 1 și... Uite, deci acum vedeți că n-avem cadouri în față. Doamne. Nu pot să cred așa, mamă. Vedeți ce stai aici, greutăți? Deci ăsta e greu rău de tot și aparent și ăla e greu. E greu? E greu. E, are un 3 kg, eu ganteră de aia. Dar pe ăsta scrie Libris. Aici e o carte. It's a book, my friend. 3, 2, 1 și... Ia-ți cartea. Eu sunt curios și doamne iartă-mă, aici sunt pietre, ești nebun la cap. Ești conștient că ți-am lăsat cadoul mai scump, da? Doar că eu îmi bucur mult la carte. De unde știi că nu e o carte ediție limitată, gen? Eu am, eu uite ce am aici. Cărți. Cărțile negre al lui C.G. Jung. Ce era asta, bă? Jung? Îl cheamă Jung? Wow! Cărți care au, cărți schimbat, care au schimbat istoria. Wow! Păi amândouă sunt șmechere, dar cred că ale mele sunt mai scumpe, că sunt multe, gen. Cărți care au schimbat istoria este un ghid frumos și captivant ce include peste 80 dintre cele mai celebre, rare și importante lucrări scrise vreodată. De la manuscrisele de la Marea Moartă la jurnalul Anne Frank. Poți să ridici asta, i-am zis. Și gen, nu sunt grele, că tu ești puternică, nu? Am înțeles, gata, am înțeles. Mamă, dar chiar arată bine, rău de tot, wow. Ia vezi. Nu se poate. Asta e scrisă de mână? Bă, uitați-vă cum e scrisă cartea, spui eu ce să citesc de aici, mâncați aici gurată, ăsta e prank? Dar e scris de mână și nu înțeleg scrisul. A, uite mă, gen, aici prima parte e manuscris, gen să-l ai, și după aia scrie. Sunt niște cărți importante de psihologie, din câte am înțeles eu. Bebe, mai avem o pereche de cadouri și trecem la astea grele. Bine, bine. Viețile bine. Mele, pregătiți-vă, mâncați bașurile voastre. Avem așa. Nu. Avem unul foarte, foarte mic, minuscul și unul mare. Haide. 3, 2, 1 și... 3, 2, 1 și... 3, 2, 1 și... Na, mă, na, na, na! Ăsta e al meu. Deschide tu prima, că mie să nu fie vreun diamant acolo și pe aici pietre. One Piece, One Piece! Roronoa Zoro. Roronoa Zoro. Dar varianta aia mică, breloc, gen. Bă, da, se pune că e breloc! Sunt două. Deci sunt două într-una și stați așa un pic, că inima-mi bate tare rău de tot. O cutie Convergence se numește. Încă o punct de la League of Legends, da? League of Legends, în caz că nu știți, e un joc ăsta de strategie. Îmi place mie mult de tot, mă joc, chiar nopțile pe joc, pe alea. Le luăm pe rând, prima cutie, ia să vedem. Collector's Items. Opa. Și asta e marfă și e o cutie aici. Collector's gen. Așa, 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 bravo iubire. Stai așa un pic. Da, neapărat. Cred că i-am tăiat sabia lui viața mea. Lasă că ești de ultima asta. Jucătorii de lor înțeleg. Wow, cât de tare e. Este excepțional. Și cumva are lumini. De ce are aici lumini? Cutie. Are cablu USB și se... Și o să fie reflector pe el. Mamă, cum e? E o, un comic book gen și pinuri. Pinuri de haine. Și mai avem o cutie, stai așa. Bebe, aici scrie Ione, mă. E Ione! Ăsta e campionul meu preferat, gen, acum e de moment. Cine e Ione? Fratele lui Yasuo. Ăsta e cadoul meu preferat. Să vă aduceți aminte că eu am primit ăsta. Ma, bă, cât de tare e, bă. Ione, două tăișuri. Am și de asta de autenticitate. Ține... Astea o să meargă direct la mine în studio. Și eu l-am pe Roronoan în poziția lui de ultimat. Și bebe, au venit cutiile alea mari rău de tot. Finally. You ready? Hai ăla, că e înalt și stă pe creier. Ăla vrea să-l deschidă de la început, de fapt. Da, că e mai înalt decât mie, ești muftică. Acum, stai că nu mă văd. Nu lăsa așa, da. Îl las așa pe lung, că nu ne vedem. Și haide, bebe, să te văd. 3, 2, 1 și... Inima.
cel pe la mică, cred că e ceva tare rău de tot. Pentru tine. După aia o să plângi. După aia o să-ți pară rău. Și eu nu o să-ți dau cadou. Nu, uite, știi de ce o să-mi pară rău? Dyson, dacă e o placă de păr imensă rău de tot. Este aspirator, mă. De la șmecher? Da. Nu pot să cred, în sfârșit aspirăm și noi în casă? Și nu mai e praf pe peste tot? Da, băi, frate, băi. Cred că după vlogul ăsta vine o sesiune da, de dau, dat cu aspirator. Știți cum strâng aici ambalajele astea și dau cu aspiratorul, Doamne. Bă, ăsta aspiră! Păi stai pe... Tu tocmai te-ai mirat la un aspirator că aspiră? Așa. Te deschide și tu cadou! Ce să mai deschid sărăcia asta? Eu am mod ăsta de șervețele. A, mă, ce doamne iar. Nu știi niciodată când îți trebuie. Bă, stați, îl iau. Lasă-l aici, lasă-l. Deci, viețe, e o cutie mare rău de tot. Și aici e o cutie foarte grea. Ready? 3, 2, 1 și... 3, 2, 1 și... Este! Este, mă! L-am luat. Vreau să văd ce e în asta, că e prea goală. Candy grabber. Bă, ești nebun la cap? Pare că e mașină cu gheară pentru... Ia desfăr. Păi și dacă tu l-ai primit pe ăsta, eu ce am primit, mă? E frumos, e roșu. Ia, arată-mi și, arată-mi și nouă, nu fi. Nu trebuie să-l vedeți. Haide, arată-mi. E gol. Mamă, chiar e. Dar e o foaie aici. Story of my life. Să mai câștig și eu, mă. Bineînțeles. O să zic doar așa. Chiar îmi doream monitor nou, gen de PC. Și vreau să vă zic doar ce scrie aici. OLED. Swift OLED. Gen are 240 de Hz și e 2K. Nice? Nice? Dar nu că ți-am bătut acum. Mie mi-au plăcut cadourile. Să mă lași pe mine să mă joc pe VR. Și mie mi-au plăcut toate cadourile. Este momentul. Hai să dăm piatră foarfecă. 3, 2, 1 și... 3, 2, 1 și... Haide, mă, dăm tu prima dată. Hai, bine. Spre să n-adorm, că mi-e somn rău de tot. Primăm ăsta noaptea viețile mele. Și acum mi-am dat seama că noi ne-am îmbrăcat. Eu sunt Grinch și iubirea mea e Moșa Crăciun. Sau de o pungă. Ăsta este cadou așa tot de Crăciun. Mai urmează, mai vin, dar ăsta este cadou mare principal. Ai mai comandat ceva, gen? Da, dar nu contează. Și o să-ți placă foarte mult, pentru că, în fapt, nu zic nimic. Vreau să vezi. Lord of the Rings? Da. E la Rivendell pe care l-am văzut în Londra. Mamă, cum e? Mă, dar ăsta e scump. Băi, vieții mei, deci când am fost acum în Londra cu Chessy, l-am văzut pe ăsta în magazinul ăla mare, Lego, gen, și am înnebunit când l-am văzut. Da. A ținut minte, gen, și chiar îmi doream, că nu avem, eu nu am niciun Lego, tu ai? Știu. Nu, n-ai nici tu niciun Lego. Făcut că ți-am dat și eu cadou un Lego, da. Friends, și abia aștept să-l facem, dar cred că o să ne ia vreo o săptămână, că edita mai Lego aici, nebun la cap, dar abia aștept. Săptămână. Dar o să merite tot. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Și acum închide ochii. Avem aici o pungă frumoasă. Haide, deschide. Nu se poate, nu, bebe. Avem aici ceva de la lui. Și uite, e împachetat aici frumos. Cum ai acum? Faza e că i-am luat un lucru pe care nu mi l-a zis niciodată că l-ar vrea, gen, nu am mers la sigur, am mers un pic la risc, dar să sperăm că îi place. Dacă nu-i place, oricum, am închis vlogul, plâng, intru în depresie, mă arunc de aici. Dar eu zic că n-are cum. Ce, nu-ți place? Îmi place foarte mult. Fii, mă-ți place! Ce? Nu mai plânge. Chiar îți place mult! De tot! Uite ce mișto e și se potrivește gen cu cum te porți tu. Mulțumesc din suflet! Și stai că nu este tot. Deci am aici o cutie pe care credeam că a deschis-o. Era la mine în studio și am certat-o un pic, dar nu a deschis-o. Avem aici, că știu că îți doreai tu ceva și nu prea se găsea și am făcut cumva să fac rost. Poate așa ceva. Doamne, da, mă, e bun, merge. E un fel de ștampilă, vieții, dar nu e de fapt ștampilă, ci ăsta, embosser se zice în engleză. Și gen își face pe fiecare carte a ei, că e nebunită după cărți și așa, își face la început, from the library of Cesima, gen. Așa scrie. Wow. A, și ia uite, e și cu mesaj personalizat. De la Teo zice pentru cea mai perfectă iubită, te iubesc mult, bebe! Ce e, mă? Tu ești cel mai perfect iubit și eu te iubesc și mai mult. Doar că perfect n-are grad de comparație. Da. Ia gata, domnul profesor diriginte. Viețile, cam ăsta a fost și vlogul nostru. Vă pupăm, vă iubim, vă dorim sărbători fericite, Crăciun fericit, la mulți ani, să aveți și mai frumos an după. Vă pup, vă iubesc, pa, pa.